Vă întreabă cineva despre un preot, Adrian Singurov, care se laudă că e hirotonit în alpreasia voastră în 98 și că vă pomenește și acum la toate slujbele lui, dar zice că a plecat din Biserica Ortodoxă Română cu zis carte canonică și care drept de slujire ca preot și la ora actuală ar face parte din Rocor și în Biserica Ortodoxă de stil vechi, valahă, din România, ceva neauzit așa, are practici ezoterice, are emisiune televizată Ortodoxia Cuantică și într-o discuție cu ascultătorul nostru, când a încercat să-i atragă atenția că nu este în regulă, l-a amenințat, l-a jignit și a zis că are hirotonie validă de la înalpreasia voastră. Cine a ieșit din biserică a pierdut validitatea hirotoniei. A intrat în schismă, așa cum i-a spus respectivul. Nu se poate așa ceva. Cum a ieșit cu acordul? Dar cine i-a dat acord de plecare? Nici vorbă. Da. Noi nu dăm acord pentru biserică paralelă. Exact. Acord să fie paralel.